Trebuie să ne concentrăm acum pentru meciul următor. Îi puși mi down, îi împești mi tu... Da, a fost penalti, m-a împins, m-a trântit. Doamne, pe nație, but this is like this, yeah, I talked to the referee and he said to me, no, nothing. But I think after this game, you're going to see the video and you realize there was penalty. Yeah. With this situation, yeah. It's good experience because it's not a dream, but it's good experience. Nu e un vis că joci în conferență, dar e o experiență foarte bună. To go step by step and to be another level. Pentru că trebuie să faci pas cu pas și să ajungi la nivelul următor. And for the player too, I think. Yeah, why not? Da, e destul de dificil să aud întrebările și ca răspunsurile să monosilabice, nu să da. Now exact, we need to win every game. We need to win every game because we are not in the playoff and it's very bad. Trebuie să câștigăm fiecare meci în campionat pentru că nu suntem în zona playoff. We are that team and try to win, just to win. Not draw, not lose, just win. Nu trebuie să pierdem, nu trebuie să facem egal. Trebuie doar să câștigăm. Not nightmare. Yeah, because we don't have the result, so it's very bad for FCSB. E foarte rău pentru FCSB ce s-a întâmplat în campionat, pentru că nu avem rezultate. Play off, not play out, so yeah. Trebuie să ajungem în play-off, nu în play-out. But we play every three games, so it's very difficult for us to manage the year. E destul de greu pentru noi să manageriem această situație din jucatul din 3 zile și să avem...